Citim Biblia împreună, dar nu o facem doar ca pe o rutină sau să scăpăm de plictiseala din perioada crizei, cum spun unii. Noi considerăm că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, este cuvântul inspirat pentru mântuirea noastră, pentru curățirea noastră, pentru împuternicirea noastră ca să trăim o viață de biruință. Astăzi vom citi capitolul 19 din Evanghelia după Luca și capitolul acesta se deschide cu istorisirea lui Zacheu. Este foarte frumos pictată imaginea aceasta pe care Luca o pune în fața ochilor noștri. E descrierea unui om doritor, flămând, însetat după Dumnezeu și un om care este răsplătit chiar. În final, viața lui este transformată de întâlnirea aceasta frumoasă cu Iisus Hristos. Haideți să citim împreună. Iisus a intrat în Ierihon și trecea prin cetate. Și un om bogat, numit Zacheu, mai marele vamișilor, căuta să vadă care este Iisus, dar nu putea din pricina norodului, căci era mic de statură. A alergat înainte și s-a suit într-un dud ca să-l vadă, pentru că pe drumul acela avea să treacă. Iisus, când a ajuns la locul acela, și-a ridicat ochii în sus și i-a zis: Zacheie, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Zacheu s-a dat jos în grabă și l-a primit cu bucurie. Când au văzut lucrul acesta, toți cârteau și ziceau: a intrat să găzduiască la un om păcătos? Dar Zacheu a stat înaintea Domnului și a zis: iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor. Și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Iisus i-a zis: astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci el este fiul lui Avram. Pentru că fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Dragii mei, istorisirea aceasta a lui Zacheu este o poveste simplă, este o poveste ușor de înțeles, nu e nevoie de detalii istorice, culturale, sociale pentru ca să o înțelegem. Dar totuși, povestirea aceasta este una care descrie un act atât de profund, când omul păcătos își dă seama că are nevoie de ceva diferit. Când omul păcătos își dă seama că singur nu se poate descurca, nu poate răzbi prin viața aceasta și strigă către Dumnezeu și caută ajutorul lui Dumnezeu. Un astfel de om are parte de experiență care avea să-i schimbe întreaga viață. Era un om bogat, era un om cu resurse, era un om de care se temeau mulți. Dar omul acesta ajunge să spună: vreau să îndrept viața mea. Ce am luat cu forța de la alții, voi da înapoi de 4 ori. Restul averii o împart jumătate cu săracii. Omul ăsta știe că a-L cunoaște pe Iisus acum, a-L avea pe Mântuitorul în viața lui, e un avantaj, e un câștig, înseamnă o binecuvântare mai mare decât toate lucrurile lumii. Iisus îi spune: Zacheie, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. În perioada asta de criză, putem să-L invităm pe Iisus în casa noastră și atunci să facem locul acela, locul cel mai plăcut, să fie locul întâlnirii cu Dumnezeu. Spre deosebire de Zacheu, erau mulți oameni însă care criticau, care judecau. Chiar în întâmplarea aceasta am citit despre cei care cârteau și ziceau: a intrat să găzduiască la un om păcătos. Iisus însă spune: omul ăsta are nevoie de mântuire. Pilda care urmează este o pildă care descrie modul în care oamenii primesc harul lui Dumnezeu. Unii, ca Zacheu, îi veți vedea că trăiesc cu pasiune pentru Dumnezeu. Alții, dimpotrivă, irosesc harul și binecuvântările lui Dumnezeu. Pe când ascultau ei aceste lucruri, Iisus a mai spus o pildă pentru că era aproape de Ierusalim și ei credeau că împărăția lui Dumnezeu are să se arate îndată. Deci a zis: un om de neam mare s-a dus într-o țară depărtată ca să-și ia o împărăție și apoi să se întoarcă. Se întâmpla destul de des în vremea aceea ca un lider, un conducător, un guvernator să preia o moșie, să preia o regiune nouă care poate fusese cucerită atunci. Și acest om influent, acest om cu putere, cu autoritate, se deplasa în teritoriul nou. A chemat 10 din robii săi și le-a dat 10 poli. Era vorba de moneda grecească, cunoscută în vremea aceea, niște mine, monedă foarte valoroasă. Și le-a zis: puneți-i în negoț până mă voi întoarce. E vorba aici, desigur, despre a cumpăra și a vinde,
a face comerț pentru ca astfel să înmulțească o avere. Dar cetățenii lui îl urau și au trimis după el o solie să-i spună: nu vrem ca omul acesta să împărățească peste noi. Se pare că omul acesta avea mai multe regiuni peste care stăpânea și iată, regiunea aceasta a vrut să se răscoale împotriva lui. Când s-a întors înapoi, după ce își luase împărăția, a spus să cheme pe robii aceia cărora le dăduse banii ca să vadă cât câștigase fiecare cu ei din negoț. Cel din tâi a venit și i-a zis: Doamne, polul tău a mai adus 10 poli. Un comerciant foarte iscusit. El i-a zis: bine, rob bun, fiindcă ai fost credincios în puține lucruri, primește cârmuirea a 10 cetăți. A venit al doilea și i-a zis: Doamne, polul tău a mai adus 5 poli. El i-a zis și lui: primește și tu cârmuirea a 5 cetăți. A venit un altul și i-a zis: Doamne, iată-ți polul pe care l-am păstrat învelit într-un ștergar, căci m-am temut de tine, fiindcă ești un om aspru, iei ce n-ai pus și seceri ce n-ai semănat. Stăpânul i-a zis: rob rău, te voi judeca după cuvintele tale. Știai că sunt un om aspru, care iau ce n-am pus și seceri ce n-am semănat? Atunci, de ce nu mi-ai pus banii la zarafi, adică la cămătari sau la bancă, cum era în vremea aceea, pentru ca la întoarcerea mea să-i fi luat înapoi cu dobândă? Apoi a zis celor ce erau de față: luați-i polul și dați-l celui ce are 10 poli. Doamne, i-au zis ei, el are 10 poli. Iar el le-a zis: vă spun că celui ce are îi se va da, dar de la cel ce n-are se va lua chiar și ce are. Cât despre vrăjmașii mei care n-au vrut să împărățesc eu peste ei, aduceți-i încoace și tăiați-i înaintea mea. După ce a vorbit astfel, Iisus a pornit în frunte și se suia spre Ierusalim. Este o pildă care se adresează în egală măsură situația celei cu Zacheu, dar și poporului Israel, și este o pildă cu niște valențe, cu niște aplicații foarte importante. În primul rând trebuie să remarcăm faptul că omul acesta le-a dat robilor săi resurse, i-a binecuvântat. Și așa a făcut Dumnezeu cu noi. Dumnezeu ne-a dat viață, ne-a dat sănătate, ne-a dat pace, ne-a dat liniște în vremea aceasta în țara noastră, pentru că resursele acestea, darurile care vin de la El, înțelepciunea pe care am primit-o, să le folosim pentru gloria Sa. Ce păcat că mulți oameni irosesc darurile primite de la Dumnezeu. În pildă asta nu se spune, dar sunt oameni care primesc de la Dumnezeu aurul acesta prețios, viață, sănătate, talent, înțelepciune. Și toate astea le irosesc spre păcat, spre pierzarea lor și chiar a altora din jurul lor. Oamenii aceștia însă, doi dintre ei au fost foarte înțelepți, foarte iscusiți, au folosit totul pentru a înmulți, pentru a dezvolta, și aici este un principiu important. Dumnezeu a pus în tine lucruri valoroase chiar să le dezvolți, să le faci să crească pentru slava Lui. Dar a fost un rob care a luat talentul acela și l-a ascuns în pământ, l-a ignorat. Stăpânul s-a supărat pentru că Dumnezeu e întristat nu doar când facem păcate mari. Dumnezeu este întristat și atunci când irosim timpul, energia, sănătatea noastră și nu le folosim, nu le investim pentru ceva benefic. Apoi Iisus se mută cu atenția în pilda aceasta spre cei care s-au răzvrătit, care l-au ignorat pe stăpân, care au vrut să calce în picioare autoritatea lui, și Iisus spune: oamenii aceia vor fi pedepsiți. Iar apoi spune textul, s-a suit în fruntea ucenicilor, s-a pus în fruntea Plutonului și a început să meargă cu ei spre Ierusalim, și aici începe călătoria finală a Mântuitorului înainte de răstignirea Sa. Când s-a apropiat de Betfage și de Betania, înspre muntele numit al măslinilor, Iisus a trimis pe doi din ucenicii Săi și le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră, când veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat pe care n-a încălecat nimeni niciodată. Dezlegați-l și aduceți-mi-l. Dacă vă va întreba cineva pentru ce-l dezlegați, să-i spuneți așa: pentru că Domnul are trebuință de el. Cei ce fuseseră trimiși s-au dus și au găsit așa cum le spusese Iisus. Pe când dezlegau măgărușul, stăpânii lui le-au zis: pentru ce dezlegați măgărușul? Ei au răspuns: Domnul are trebuință de el. Și au adus măgărușul la Iisus. Apoi și-au aruncat hainele pe el și au așezat pe Iisus călare deasupra. Pe când mergea Iisus, oamenii își așterneau hainele pe drum. Și când s-a apropiat de Ierusalim, spre coborâșul muntelui Măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie,
a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Ei ziceau: binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, pace în cer și slavă în locurile prea înalte. Unii farisei din Rod au zis lui Iisus: învățătorule, ceartă-ți ucenicii. Și el le-a răspuns: vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Pasajul acesta este foarte interesant pentru că el se desfășoară pe două planuri. Pe de o parte era mulțimea ucenicilor și ceilalți care erau în jur, care au fost cuprinși de valul bucuriei, convinși că Iisus va intra în cetate și va începe să-și instaureze acolo împărăția lui. Li s-a părut că Iisus a regizat momentul, trimițându-i să aducă măgărușul acela și în felul acesta împlinindu-se profețiile Vechiului Testament. Pe de altă parte, Iisus știa care e realitatea. Iisus înțelegea că bucuria lor era una trecătoare, înțelegea că oamenii aceia erau departe de a percepe ce se întâmpla acolo. Însă, trebuie să remarcăm, bucuria oamenilor era sinceră și oamenii îl așteptau pe Mântuitorul, pe Salvatorul. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea. Cei care ați avut ocazia să vizitați Ierusalimul știți ce moment emoționant este atunci când vezi pentru prima oară cetatea. Iisus s-a apropiat dinspre Betania, a văzut Ierusalimul, cetatea care se vedea în vale, însă a plâns pentru ea. Și a zis: dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. Te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Atât de trist este momentul acesta pentru Iisus. Pentru că cetatea aceea pe care o binecuvântase Dumnezeu nespus de mult a continuat să-i întoarcă spatele. Iisus spune: a fost momentul cercetării tale pe care l-ai ratat. Ascultați-mă cu atenție. Poate zilele astea sunt zile în care Dumnezeu ne cercetează pe noi. Poate astăzi Dumnezeu vrea să-ți vorbească ție într-un anume fel. Nu rata momentul acela. Răspunde. Reacționează. Primește chemarea lui Dumnezeu. Fă în așa fel încât binecuvântările lui să aibă un efect în viața ta. Ca în pilda polilor. Trăiește cu folos. Pentru că pot să vină și zile diferite. Și Iisus avea să anunțe distrugerea Ierusalimului. În urmă a intrat în templu și a început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în el. Desigur, erau oamenii care transformaseră casa lui Dumnezeu într-un loc de negoț. Și le-a zis: este scris, casa mea va fi o casă de rugăciune, dar voi ați săcut din ea o peșteră de tâlhari. Aici vedem pasiunea Domnului Iisus pentru casa lui Dumnezeu, ca să fie un loc al evlaviei, al sfințeniei. Iisus învăța în toate zilele pe norod în templu și preoții cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii norodului, căutau să-l omoare, dar nu știau cum să facă, pentru că tot norodul îi sorbea vorbele de pe buze. Iată, dragilor, Iisus vorbea cu pasiune, cu putere, cu autoritate de la Dumnezeu. Acolo în templu curățase locul acela și îl transformase iarăși într-un loc în care se propovăduia Evanghelia și Cuvântul lui Dumnezeu. Iar cei care aveau alte interese, cei care aveau alte preocupări, alte ambiții, cei care trăiau după tradițiile vechi, care nu erau Cuvântul lui Dumnezeu, erau jenați, erau încurcați de Iisus și căutau chiar să-L omoare. Astăzi Dumnezeu ne-a mai dat o zi să căutăm să trăim Cuvântul lui Dumnezeu, să ne hrănim cu Scriptura și de asemenea să rugăm pe Duhul lui Dumnezeu să ne cerceteze viața, adică Dumnezeu să ne dea ocazia să ne întâlnim cu realitatea despre noi, să ne cunoaștem înaintea Lui și să cerem ajutorul Lui, așa cum a făcut-o Zacheu. Să cerem ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, să folosim resursele pe care le-a pus în noi, așa cum am citit în pilda polilor. Și să rugăm pe Dumnezeu să ne păzească, să ratăm șansa, să ratăm ocaziile și binecuvântările pe care El ne le dă pentru mântuirea sufletului nostru.